eveniment excepțional, a doua ediție a maratonului de antreprenoriat la Universitatea de Vest din Timișoara. Evident că ideea de antreprenoriat nu este una nouă, nu este o modă, nu este fashion, nu este ceva de actualitate crescentă în Europa, ci este o componentă a culturii și a vieții economice competitive. E deja o tradiție să ne întâlnim în luna noiembrie la Timișoara și să fim împreună cu cei care vor duce mai departe drumul pe care noi l-am început, povestea aceasta a antreprenoriatului. Povestea este unică, e pentru fiecare. Cred că orice eveniment în care se face transfer de idei, de cunoștințe, de know-how, e valoros pentru cei care vor să acceadă și să devină antreprenori. Genul ăsta de contexte sunt extrem de importante pentru că se simt asistați, se simt ajutați, se simt susținuți, încurajați să facă o meserie care nu e pentru toată lumea. Faptul că, într-adevăr, sunt invitați speaker care au trecut printr-un filtru de a făcut, într-adevăr, chestii interesante și eu cred că asta ajută foarte mult, diverse vârste, astfel încât să ai tu, ca student, cumva orice fel de tip de mentor sau om care te inspiră în fața ta. Îmi place să văd, pe de o parte, că e foarte mult interes din partea tinerilor, studenților Universității de Vest și, pe de altă parte, că îi interesează răspunsuri la întrebări și probleme concrete legate de antreprenoriat și, în general, de spiritul antreprenorial. Aveți posibilitatea să ascultați idei, impresii, opinii de la oameni valoroși din industrii diferite, oameni de la care aveți ce învăța. Cred că sunt niște lecții importante pe care tinerii antreprenori trebuie să le extragă. Tinerii antreprenori din ziua de astăzi sunt mai norocoși decât, într-o anumită măsură, decât tinerii antreprenori de acum 10 sau 20 de ani, pentru că au modele, au lideri care pot să le povestească. Învață de la cei cu experiență. Unele greșeli, primesc sfaturi și, în primul rând, află cam ce ar trebui ei să meargă să-și dezvolte ei business-ul mai departe. Pentru că într-un business nu ești doar unul, sunt mai mulți, e nevoie de o echipă. Faptul că am avut acces la niște antreprenori cu foarte multă experiență și care au ce sfaturi să ne dea, mi s-a părut o chestie extraordinară și eu sincer profit cât mai mult de experiențele oferite de UVT. Ce am învățat, în primul rând, am auzit părerile liderilor, titanilor din domeniul de business românesc pe care îi urmăresc de mai mult de 5 ani și e important să te conectezi cu ei, să le auzi viziunea, sfaturi și mai ales faptul că trăim într-un viitor destul de incert și nesigur. Cred că informațiile de aici ne pot ghida să ne facem un plan, o strategie prin care să mergem mai departe. Mai ales cum eu vreau să fiu un tânăr antreprenor, am învățat foarte multe lucruri legate de cum să gândesc pe viitor și să mă ajute mult mai mult pe planurile pe care le am, să fiu mai stabilă pe ceea ce vreau să fac. Mi se pare că e ceva de viitor și foarte căutat, adică cam toți vrem să facem ceva și să fim noi antreprenori.